Not just out of courtesy, I want to salute the humanity of our guests. Deci vreau să mulțumesc domnului primar, în primul rând, pentru sprijinul financiar extraordinar acordat acestui festival internațional. So I want to thank the mayor of our town for the incredible financial support that he gave us. Domnului președinte Consiliul Județean. The president of the city of the county council. Și pentru prima oară Ministerul Culturii finanțează acest festival. Îi mulțumesc domnului ministru și pentru prezență și pentru finanțare. And I want to thank especially the Minister of Culture both for his presence here today and for financially supporting the festival for the first time. Mulțumesc tuturor autorităților locale și naționale Institutului Cultural Român. I want to thank all the local and national authorities, including the Romanian Cultural Institute, for all their support. Tuturor guvernelor și institutelor celor 14 țări participante. All the governments and authorities of the 14 countries that are present at our festival. Sponsorilor. To our sponsors. Angajaților Teatrului Toni Bulandra. To the employees of the Toni Bulandra Theater. Prietenilor mei și, nu în ultimul rând, voluntarilor acestui festival. Vă mulțumesc. To our friends and our volunteers. Thank you. Acum, permiteți-mi să-i dau cuvântul domnului ministru al culturii. Now allow me to give the floor to the Minister of Culture. Thank you very much. Ok, mulțumesc mult de tot pentru invitație. N-am putut să ajung decât astăzi. Thank you very much for the invitation. Sadly, I could only come today. Și mă bucur ca sosirea mea să fie, să coincidă cu vernisajul unei... Eu nu sunt din lumea asta, dar ochiul meu și ceea ce simt vis-a-vis aceste picturi arată că suntem la vernisajul unei talentate pictorițe care, printr-o frumoasă coincidență a destinului, este și foarte bună prietenă. I'm very happy that my coming here today coincides with the showcasing of a very talented painter who's not only a talented painter, but a personal friend. Vreau să-l felicit pe domnul secretar de stat de la transporturi, că s-a ajuns destul de bine până aici. I want to thank the State Secretary of Transportation that I managed to get here quite well. Și știindu-i foarte bine și fiind un prieten drag și președintele Consiliului și doamna prefect și primarul, mă pun în rând cu ei, spunându-i domnului director al teatrului că ceea ce facem noi este de fapt ceea ce ne definește. Suntem, dacă acționăm în acest fel, nu avem cum să greșim. And of course the local authorities, I want to thank them for supporting this festival, because it is my conviction that if we act in this manner, we cannot go wrong. Trebuie să ne poziționăm cu smerenie față de pozițiile pe care le ocupăm. Eu sunt aici mai puțin, pot fi și ca ministru, pentru că trebuie să arătăm că instituțiile centrale sunt alături și sprijină și pun accentul pe ceea ce se întâmplă, dar suntem trecători în aceste poziții și mă bucur că prin tot ceea ce facem, la un moment dat cineva ne va vorbi de bine. I think we should be humble. We should be humble with the positions that we hold public, as public authorities, because these are temporary positions. But what remains is what these people here are doing with the art. Deci, nu vreau să lungesc foarte tare, cele mai bune discursuri sunt cele mai scurte. Vreau să felicit încă o dată organizatorii, pe domnul director, pe toată lumea implicată și nu pot de fiecare dată când am ocazia să spun acest lucru, nu pot să nu felicit sponsorii. Statul, oricât ar vrea, nu va putea niciodată să acopere tot ceea ce este necesar în cultură, iar rolul sponsorului este extrem de important și vreau să-i încurajez, vreau să știe că sunt apreciați
și să le meargă vorba ca și alții să le ia exemplu și să fie alături de altul. Mult succes acestui festival și sper să ne vedem cât mai des în ocazia de trecut. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule director! Sigur, domnul ministru a spus câteva lucruri, dar n-a spus și cred că nici nu trebuie să spun. Vreau să spun eu. Pentru prima dată, anul trecut, instituțiile de cultură, care sunt coordonate de administrația publică locală, primesc finanțare consistentă de la Ministerul Culturii. Și lucrul acesta este extraordinar. Mr. Minister could not say it, but I will say it. Last year, for the first time, local authorities got financing from the central authorities, from the Ministry of Culture, for cultural activities. Și lucrul acesta reprezintă efectiv o gură de oxigen, inclusiv pentru teatrul municipal, în contextul în care finanțarea era exclusiv de la bugetul local, iar înțeles că erau destule dificultăți în a asigura un act cultural de ținută. Domnul director a reușit, iată cum reușește și acum prin acest festival, să pună din nou municipiul Bobiște pe harta culturii naționale. Și vreau să mulțumesc numele comunității bobiștene pentru acest lucru. Top, formator de opinie, om de cultură. Dieter Top is a thinker, a contemporary thinker. Este omul care pune în legătură mai multe rețele culturale europene. And he puts into contact networks several European cultural institutions. În principal din Germania, Austria, Franța, Belgia și Marea Britanie. Especially from Germany, Austria, France, Belgium and Great Britain. Nu i-ați auzit vocea prea mult vreme de 2 ani din cauza pandemiei. You haven't seen him or heard him much because of the pandemic, obviously. Dar acum sper să rescrie din nou cu aceeași pană care știa să scrie înainte. But I hope he will continue to write about our events here with the same gallantry as he has done so in the past. Prietene? My friend. Good evening, everybody. Bună seara tuturor. When I was asked to say a few words on the artist Carmen Odeanu, I didn't want to repeat what we have heard quite often. Atunci când mi s-a cerut să spun câteva vorbe despre artista Carmen Odeanu, nu am vrut să repet lucrurile care s-au mai spus deja. And then I walked around and had a look at the pictures and said, I will think of something that is more adequate to the hall of the theater where we Și uitându-mă la tablourile domniei sale, m-am gândit să scriu câteva cuvinte, să spun câteva cuvinte care să fie potrivite spațiului teatral în care ne aflăm. So, Carmen, I hope you like it. Carmen, sper să-ți placă. When I first saw the pictures of Carmen Odeanu, immediately the story of Alice in Wonderland came into my mind. I saw the colors and the many faces of the beings that were not real, or that seemed to have sprung from another reality. Când am văzut prima dată tablourile lui Carmen Olteanu, imediat mi-am adus aminte de Alice în Țara Minunilor. Am văzut culori și fețe ale unor creaturi care nu erau reale. I'm sure you all know the wonderful world that Lewis Carroll described. And again, there were and there are new interpretations, sometimes in film, sometimes as a book, sometimes on paper and canvas. Sunt sigur că știți minunata lumea lui Lewis Carroll și știți că sunt tot felul de interpretări ale acestui univers spectaculos. Uneori sunt reprezentări în film, alteori livrești, uneori sunt pe hârtie, alteori sunt pe pânză. The respective author deals with a fantastic world around Alice in his or her very own way. What about Carmen Odeanu?
Look at the numerous wonderful figures and faces. Isn't it always about Alice? And like in a fairy tale, Alice's counterpart suddenly appears in the third dimension. Fiecare autor, fiecare creator care a fost inspirat de universul fantastic al lui Lewis Carroll, al lui Alice în Țara Minunilor, o face în felul său. Dar cum o face oare Carmen Oltean? Să ne uităm la minunatele imagini, figuri, fețe pe care ea le pictează. E vorba oare despre Alice întotdeauna, precum într-un vas? Alice aici apare într-o tridimensionalitate. And she has sprung from the two-dimensional narrowness of the picture into the third dimension of space here behind us. She turned from a fairy into a doll and smiled at us. Personajul pe care Carmen îl creează iese din pânza bidimensională a tabloului în tridimensionalitatea spațiului. Se transformă dintr-o zână într-o păpușă care ne zâmbește. S-o cunoaște și pe Carmen Oltean. Now let us meet Carmen Oltean. Good evening. Thank you for the invitation. Posibil să participi cu o fată de culoare în cadrul festivalului Babel. Mulțumesc a tuturor prezențe minunate care mă onorează aici. Sunt emoționată și sper că mă pot atinge spiritul așa cum am spus mai devreme, cu o mică fată de culoare.